Școala din Rucăr se modernizează sub toate aspectele, iar procesul de învățământ a atins câteva performanțe remarcabile pentru o unitate din mediul rural. Iată motivele pentru care instituția a fost decorată de către președintele Claus Johannes. Cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, președintele Claus Iohannis a decorat 101 unități de învățământ din țară în semn de apreciere și recunoștință pentru profesionalismul și dăruirea cu care s-au dedicat misiunii transformatoare a școlii în viața elevului, dar și a comunității. Printre instituțiile școlare decorate, colegii naționale și tehnice, dar și școli gimnaziale și speciale, s-au numărat și trei din Argeș, respectiv Colegiul Național Zinca Golescu din Pitești, recompensat cu Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de ofițer, precum și școala gimnazială Tudor Vladimirescu din Pitești și școala gimnazială Nae Aghica din Rucăr, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler. Evident, cea mai plăcută surpriză o constituie prezența pe această listă selectă a școlii din Rucăr, care demonstrează că și în mediul rural se poate face școală de calitate, atât în ceea ce privește rezultatele la învățătură, cât și modernizarea întregului proces educativ. Nu știm care au fost criteriile și standardele concrete de apreciere, dar o privire retrospectivă evidențiază câteva borne remarcabile. Prima ar fi elevii de aici calificați în ultimii ani la fazele naționale ale Olimpiadelor și ale concursurilor școlare, exponentul principal fiind Alexandru Ciobotea, medaliat cu aur la Olimpiada Națională de Matematică. De asemenea, rezultatele bune înregistrate la examenele de evaluare națională peste media notelor din mediul rural trebuie să fi fost bine cotată. Dar ceea ce surprinde în mod deosebit este conectarea școlii rucărene la procesul de europenizare a învățământului, prin proiectele care au fost accesate. De pildă, profitând de facilitățile oferite în perioada pandemică, școala rucăreană a beneficiat de o finanțare nerambursabilă din fonduri europene, în valoare de aproape 900.000 de lei, prin care s-a digitalizat procesul de învățământ, alți 500.000 de lei fiind primiți în scopul gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-CoV-2. Prin PNRR este finanțat un proiect de 100.000 de lei intitulat Educația Culturală Cheia Succesului Școlar, dar elevi și cadre didactice de aici sunt incluși și într-un proiect Erasmus de perfecționare școlară, alături de școli partenerii din Grecia, Spania, Portugalia. Semnificativ pentru noua atitudine promovată la rucări este și organizarea a două ediții ale târgului intitulat Împreună pentru școala noastră, prin care s-au strâns donații de 85.000 de lei pentru renovarea băilor și amenajarea curții școlii. Nu am epuizat probabil lista inițiativelor și a proiectelor de la școala din Rucăr, coordonate de către tânăra și vrednica directoare Cristina Vlădescu, profesoară de matematică, dar trebuie obligatoriu menționat și sprijinul acordat de către administrația locală, ultimele realizări fiind grupele cu program prelungit ale grădiniței școlii, precum și asigurarea mesei calde pentru școlari și preșcolari. La Rucăr, ca și la Rărești și în alte comune mușcelene, deschiderea comunităților locale către școli are o veche și bogată tradiție, făcând parte chiar din istoria locului. De aceea, patronul spiritual Nae Agica ar fi mândru să vadă astăzi cum școala pe care zidit-o în urmă cu aproape 130 de ani își îndeplinește menirea, luminând copiii de rucăreni și pregătindu-i atent pentru viață.